După o viață de muncă, la bătrânețe îi mângâie lipsurile, iar banii li se duc pe medicamente și facturi. Povestea aceeași pentru mii de pensionari din România. Toate acestea, măcar o dată pe an, fiecare speră să prindă un loc în stațiunile de tratament, să-și mai amelioreze afecțiunile acumulate într-o viață de lucru. Pentru anul 2015, Casei Județene de Pensii Giurgiu au fost repartizate peste 2600 de bilete pentru întregul an. În anul 2015, pentru județul Giurgiu, au fost repartizate 2647 de bilete, structurate pe 19 serii, prima serie începând cu 16 februarie 2015. Până la data de 13 august 2015 au fost repartizate 2137 de bilete de tratament, din care 1439 de bilete au fost deja valorificate, procentul de valorificare fiind 67,33%. Pentru perioada 5-6-2015, 8-10-2015, pentru stațiunile de peritoral au fost repartizate 193 de bilete pentru stațiunile Forie Nord, Saturn, Techirghiol și Mangalia. Până la această dată s-au înregistrat 2981 de cereri de bilete de tratament la nivelul județului Giurgiu. Pentru locurile repartizate, Casa de Pensii Giurgiu a primit peste 2900 de solicitări. Conducerea instituției le recomandă pensionarilor și asiguraților să țină cont de întreaga perioadă anului, astfel încât să nu fie bilete înapoiate la finele acestuia. Rugămintea mea către pensionari și asigurați care vor să meargă în stațiunile de tratament balnear ar fi să se îndrepte către toată perioada de alocare a biletelor de tratament, respectiv februarie până la sfârșitul lunii noiembrie 2015, pentru valorificarea și biletelor și în acea perioadă. Avem un număr mare de cereri de bilete de tratament structurate în prin sezon, începând cu sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii august, sunt structurate undeva la aproape 3-4 cereri pe un bilet de tratament, ceea ce duce la nevalorificarea biletelor de la început de sezon și sfârșit de sezon de alocare bilete de tratament. Cel ce vine să ridice biletul trebuie să știe și cu ce documente trebuie să se prezinte la ghișeu. Eliberarea biletelor de tratament se face numai titularilor de cerere. Reprezentanții instituției județene aduc la cunoștința pensionarilor faptul că, având în vedere că tratamentul balnear și pentru recuperarea capacității de muncă este un serviciu medical, la momentul prezentării în stațiunea balneară, beneficiarii trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate activat la medicul de familie și să cunoască codul PIN al acestuia. Pentru ridicarea biletului de tratament de la Casa Județeană de Pensii Giurgiu, pensionarii trebuie să prezinte buletinul de identitate în copie și original, un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru o stațiune de tratament balnear, cuponul de pensie din ultima lună și contravaloarea biletului de tratament reprezentând jumătate din cuantumul pensiei brute. În stațiunea de tratament, pensionarul trebuie să prezinte cardul de sănătate activat.